Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare cu echipamente noi, asta ar însemna un pas înainte, asta ar însemna capacități mai bune ale poliției, pentru că, așa cum spuneau și cei care au vorbit înaintea mea, este foarte important să vii cu probe, pentru că noi tot ne-am confruntat în Republica Moldova cu multe învinuiri, dar fără probe. De aceea nu-mi rămâne decât să fac un apel în continuare Ministerul Afacerilor Interne să meargă cu aceleași rotație și în același ritm, astfel încât să resimțiți aprecierile cetățenilor noștri. Succese, felicitări pentru toți cei care lucrează în acest laborator și, desigur, cea mai mare bucurie va fi aprecierea din partea cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul prim-ministru!